nouă ediție a Cupei Hunedoara, întrecerea automobilistică de îndemânare organizată de HD Motorsport în parteneria cu Primăria Hunedoara are loc sâmbătă 24 august în municipiul de pe Cerna. 44 de competitori se vor alinia la start, împărțiți în două categorii principale, amatori și licențiați, categorii care la rândul lor vor fi divizate în funcție de capacitatea cilindrică a autoturismelor cu care se concurează. Evenimentul va presupune și închiderea circulației rutiere pe Bulevardul Dacia sâmbătă de la ora 7 la ora 19 pe porțiunea cuprinsă între intersecția cu strada Avram Iancu și intersecția cu Bulevardul Corvin. De asemenea, va fi necesară închiderea circulației rutiere la intersecția Bulevardului Dacia cu Bulevardul Rusca și la cea cu strada Ion Creangă. Publicul este rugat de către organizatori să respecte întocmai indicațiile privind delimitările și măsurile de siguranță care se vor aplica pe durata evenimentului.